pikantje binnen mag brengen, zit allemaal opnieuw super, 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 extraordinar. Pentru că astăzi o să facem ceva ce nu am făcut niciodată pe acest canal, ceva în exclusivitate, așa că înainte de a începe acest clip vă dau 10 secunde. Bine, scam mult 10 secunde, hai să facem acest challenge mai interesant. 5 secunde să apăsați butonașul de like și să facem acolo foarte, foarte multe like-uri ca să ne dăm mare pe Instagram. 5, 4, 3, 2, 1, jumătate de 1. Și după cum vă spuneam, astăzi o să facem ceva ce nu am făcut niciodată pe acest canal, așa că după cum spune și titlul, astăzi o să reacționăm la cele mai creepy TikTok-uri din lume, la care nu ar trebui să te uiți sub nicio formă. Nu vreau să vă sperii sau ceva, dar acest clip chiar o să fie un clip foarte, foarte creepy. Sper să nu fac un atac de cur sau un atac de panică. Doamne ajută să ne rugăm să fie bine. Noi dăm start chiar acum la clip și haideți să vedem ce o să se întâmple. Și era să uit. Dacă vrei să nu fii bântuit în această seară, pune chiar acum acest clip pe story-ul tău de pe Instagram. Și dacă nu ai Instagram, fă-ți! Mai bine să nu fii bântuit decât să fii bântuit. Iar eu, bonus, o să te repostez la mine pe story. Ok, guys, haideți să vedem despre ce este vorba. Ia. Bă, sunt oameni maturi, oameni mari care fac chestiile astea. Mi-e cam greu să cred că chestiile astea sunt chiar fake. Doamne Dumnezeule și măicuța Domnului! Băi, oameni buni! Băi, Doamne, mi-a sărit pieptul din inimă și inima din piept și ce vreți voi mi-a mai sărit. Doamne, iartă-mă și măicuța Domnului! Băi, voi nu știu că mă înțelegeți, dar e ora 2 dimineața la mine, eu sunt mort în cadă acum, gata, s-a terminat. So I decided to record myself sleeping. Deci s-a decis omul să se filmeze când doarme. Ia. O să vă arăt așa, o să vă arăt aceste filmări doar dacă dați like și share. Your own pal Pennywise. Did you miss me? Because I missed you, Billy. It's been such a long time and I've been so lonely. This new trailer really pops. I can't wait to come. Guys, nu mai dur o noapte asta. Will you come play with me? Jesus Christ! Nu am crezut că pot fi așa de rele, bă, dar sunt rele rău de tot. Vreau să vă spun că sunt rele rău de tot, eu nu credeam că o să fie așa de rele, dar pur și simplu mă omoară, sincer. Sunt foarte bine făcute și unele chiar sunt realistice, o să vedeți mai târziu că... Da, asta nu prea mă sperică. Mami? Mami, ești acolo? Mami? Ia. Să mă duc și așa, să mă închid în camera, că mă o să dorm și... Nu-mi plac TikTok-urile de genul! Să unii și zrumă-te. Păi sper că nu-i de la mine din casă. Bă, îmi dau să mai... Bă, ce aia era aia, că nu era nimic acolo? Tu mi-ai dat clip, băi, mai memat să moară Jackson, că nu era nimic acolo, dar tu ai vrut să pare că e ceva acolo ca să mă sperii pe mine, ai pus o muzică de fundal și cu niște fum și crezi că mă pot speria? Eu nu mă sperii. Ok, ce să faci make-up? Crezi că mă pot speria? Ia. De ce îi faci un TikTok când îți faci baie? Okay. Vrea să o facă pe aia care este din televizor. Cine e? Asta pare destul de real. Facts about dreams, ia să vedem. Deci despre vise. Paralizezi când ai un vis prost. Uiți 90% din vise. Și încă ceva acolo, n-am văzut. Asta e real, asta chiar e real, despre asta vorbeam. Asta chiar e real. Keep out.
A zis acolo niște chestii, o să vi le arăt imediat, stați puțin de el. Descrie acolo ceva pe pod, kept out, și încă niște semne de avertizare. Nu știu dacă le-ați văzut. Scrie acolo, adică stai departe. Probabil chiar o fi ceva adevărat. Chiar sunt foarte multe chestii și în România. Sunt unele semne cu stați departe, chestii paranormale. Asta e în mașină. Și ce asta e, o pădure? Ai, tot mă așteptam la ceva mult mai creepy, serios. Ia să vedem noi aici ce avem. Deci, cobor la subsol. Să nu spui că apare vreun curcumberg de lap că după. Is it the room with all like the plastic boxes? Mamă, apare vreun curcumberg de asta, se mă sperie pe mine acum. Pun pare că e vreun scary. Okay. O să apară un cucumber, vă jur. Cred că o să apară un cucumber de undeva dintr-o cutie, apare un cucumber de la... Și face... Ok, found him. Omul ăla era taxul, nu? Adică, sper că era taxul, nu? Adică, dacă nu era taxul... Cât de tare! Ok, așa mă sperie. Ok, chiar mă sperie pe chestia asta. Și chiar dacă știu că sunt niște machiaje și niște oameni normal cu lentile de contact, chiar mă sperie. Chiar cred că o să visez foarte urât la lapte. Foarte mega urât la lapte! Nu te rog, nu. Fivar, TikTok-urile alea, n-ai de TikTok-uri. Doamne, dacă ar fi toate TikTok-urile frumoase și amuzante, m-aș apuca și eu serios de TikTok, dar când văd atât cringe și atât creepy, îmi vine să mor, îmi vine să stau mai pe Facebook. E fata se de treabă. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Hi, I'm Ryan, and my life is kind of crazy. Remember when you ran away and I got on my knees and begged? Unele sound-uri de pe TikTok sunt foarte creepy. E o muzică din asta, o piesă din asta pe TikTok care, bă, deci pur și simplu mă face pielea de găină, mă face să nu mai dorm la noapte, serios, și e o piesă pe care toată lumea face, nu știu cum se numește piesa aia. Dacă aveți voi idee, scrieți în comentarii. Let's see what we got here. O casă? Ce, cred că e o... Vrea să pară că e o cameră. Bă, asta e foarte reală. Vă, să zic, fantoma care tocmai a trecut prin fața camerei de supraveghere. Cred că a luat filmarea de că pe camera supraveghere a salvat-o și a încărcat-o pe TikTok. Că nu cred că își punea telefonul acolo random și nici fum nu prea părea a fi. Nu înțeleg ce zice, stai la vezi ce apai de-a, sper că e băiat. Oh my god, stop bitch, it just popped up on the mirror, the dog filter. There's a face in it. Wait. Okay, guys. Am văzut și eu chestia asta și mi se pare foarte, foarte creepy. Sunt unele efecte de pe Instagram, sunt unele efecte de pe Snapchat pe care dacă ai telefonul așa și îl pui oriunde în camera asta și nu este o față ca să-ți ia efectul, uneori ți-l ia și fără față. Și ce că se spune că sunt fantome pe care efectul ăsta le vede. Sau nu neapărat efectul ăla cu cățelul, cât și de alte efecte. As my lights have been flickering for like 2 minutes, we heard a baby crying. And deci, now that we've stopped, two of the lights blew out. It's... what? Where? Dacă vă uitați aproape, telecomenzile cad pe canapea. Look close. Yo, I think I just literally seen the remote fall. Oh my god. I don't know what to do. What? I don't even move from over here.
This is insane. Did my you catch was a whole separate video as well. We were both recorded. Dacă filmează și maica sa, mi-e cam greu să cred că e ceva fake. Nu cred că a luat-o pe maica sa. Auzi, mama, vino puțin să îl pune pe tata la întrerupătoare ca să știi. Is anyone there? The TV's on. The blue light's on for the Okay, this is great. What is happening? Hello? Băi, ce ciudat ești, nebun. Adică lucrurile astea se întâmplau și la mine în casă, dar nici chiar așa. Okay, să apară ceva acum în față, că mare, mare pun la monitor ce-i dau. Deci să apară ceva în față acum, că mare pun la monitor ce-i dau. Bine că s-a terminat acolo, că... Ce e aia? E cineva care aleargă de... What? A dispărut? Ce naiba? Eu cred că camerele de supraveghere au o tehnologie aparte. O tehnologie pe care telefoanele noastre din viața cu zi cu zi nu o au. And something just fell off the counter. Ăsta e ăla, tot la fel, e ăla. Holy shit. Bă, amă, că nu cred că își pregăteai sforii să-i se deschidă dulapul și toate alea, dar totuși, în același timp, cât curaj să ai să te duci prin casa ta făcând să întâmplă lucrurile astea. Mă duceam și dormeam la un prieten, la o mătușă, la o văr, la o... Bă, dar totuși, dacă chiar se întâmpla lucrul ăsta, credeți că lui ardea să... Ia să vedem ce urmește, ce urmește! So, I'm home right now and for some reason, my lights won't stop switching on and off. Bă, asta se poate întâmpla. They just won't stop flicking on and off. Na, se poate întâmpla la oricine. Și mie mi s-a întâmplat odată cu becul. Bine că nu s-a oprit odată, deodată lumina și când s-a prinde să apare cineva să zică Uuu, am venit cu pizza! Guys, cam acesta a fost și cu clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un share către prietenii voștri pe Instagram, pe Facebook sau pe Messenger. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare, adică sâmbătă la ora 1, eu am fost Antonio Pican și v-am pupat. Pa!